Mulți dintre voi vă uitați la acest episod fără să fiți abonați, așa că rupeți butonașul de subscribe în această clipă și să nu uitați și de un like. Astăzi ne-am reîntors la gaură, dar totul este foarte diferit. După cum vedeți, avem o rampă, o mașină. Sper că pot să sar cu mașina în rampă, dacă tot e să merg în gaură. Și ce mai avem aici? O tablă de șah. Băi, cred că se referă la faptul că nu trebuie să fac mutarea greșită, pentru că văd că sunt aici ceva piese de șah, deci avem tabla de șah. Ok, și un turn foarte, foarte gigantic, dar turnul ăsta are vreo ușă oare? Ia să ne uităm să vedem dacă are vreo ușă, dacă putem să urcăm în turn, bă. Bă, dacă mă uit așa de jur împrejur, nu văd nicio ușă sau ceva de genul ăsta. Apropo, e ora 4 dimineața, deci ora 4 dimineața și au apărut toate chestiile astea dubioase. Ia să vedem, oare ce s-a mai întâmplat cu baraca asta, a mai reparat-o cineva? Opa, asta e că m-am băgat în rampă. A, bă, uite, bă, i-a schimbat cineva geamurile la baracă. Păi stai așa să le facem înapoi, frate. Stai așa să le facem înapoi, adică noi suntem aici la 4 dimineața și nu facem puțină gălăgie. Așa, mă, să știm dacă mai trece cineva pe aici. Stricăm geamurile, că dacă le mai repară cineva, să știm. Ok, bun, deci am rezolvat cu baraca, dar avem aici tabla asta de șah, care nu știu, e super, super creepy. Dacă trag în ea se întâmplă ceva. Nu mă, uite, nici măcar nu se mișcă, oare pot, ia stai să vedem. Nici nu pot să împing, bă, am crezut că poate pot să împing tabla asta de șah. Na, nici nu se mișcă, nici nu se clintește măcar. Piesele, pot să le împing. Mamă, și piesele, zici că sunt lipite, bă. A, uite, bă, astea le pot împinge. Deci dacă mă chinui pot să împing piesele. Dar în schimb nu pățesc nimic, dacă trag în ele din ce văd. Sunt indestructibile piesele astea, bă. Uite, în asta se văd găurile. Dar nu pot să o răstorn, gen. Adică pot să o împing piesa, dar nu pot să o răstorn. Deci asta înseamnă că, opa, am răsturnat calul. Am răsturnat calul. Am reușit să răstorn calul, bă. Mamă, mai avem un cal, ia să văd, s-a pus să răstorn, s-ar trebui să se răstorne și ăsta. Uite, asta, de exemplu, nu prea pot să răstorn. Gata, uite, bă, l-am răsturnat. Da, mă, gata, mă. Am reușit să le răstorn. A, deci le poți răsturna dacă te împingi cu ele, în ele așa cu viteză mare. Le poți răsturna. Da, bă, da, bă, da, gata, bă. Deci, oricum, ceva o forță le ține lipite de pământ. Adică le răstori foarte, foarte greu. Deci nu știu despre ce este vorba. Poate are legătură cu gaura. Sincer să fiu, ia să mă uit așa. Mamă, cât de, băi, deci e gaura fără fund asta, bă. Nici măcar nu îi se vede fundul. Și turnul ăsta, oare ce-o fi cu turnul ăsta? Oare are vreo logică de ce e așa înalt turnul? O să fie un cartoon cat gigant sau ce o să găsesc dacă o să sară în gaura asta? Ok, nu știu, e super, super dubios. Și cred că auziți și voi sunetele de pe fundal. De fiecare dată când mă apropii de gaură se aude ceva foarte, foarte creepy. Păi ce să mai zic, hai să luăm mașina asta, deși parcă are pană mașina. Aș lua mașina și m-aș arunca direct în gaură. Ia să vedem că pot să... A, nu-i se deschide ușa, bă. Să pornim un pic lumina. Să tragem în ea, să vedem. Mamă, și mașina asta e indestructibilă. Deci nu pot să-i deschid ușa, bă, la mașină. A, dar stai că... Cred că am mai primit ceva pe aici. O să vedem cu asta, nu? Deci fiți atenți că nici măcar nu se clintește mașina. Deci dacă trag cu aruncătorul ăsta de rachete, nici măcar nu se clintește mașina, bă. Deci nu știu, ceva e super dubios la ora... Opa, opa. Bă, se le pot controla eu, stai puțin. Deci ia fiți atenți, ia. Mamă, eu le controlez astea. Dar nici nu simte nici turnul ăla, să-i dau în față la turn. Nici nu simte turnul, bă. Sau în tabla de șah ia să dau. Mamă, deci fii atent că nici nu se vede urmă. Deci ceva e super dubios la ora 4 dimineața, atâta vă zic. Oare în rampa asta pot să dau? Mamă, nici rampa, bă, n-are nicio treabă, frate.
Deci aparent nu prea pot să distrug nimic în afară de geamurile astea. Deci geamurile astea pot fi distruse dacă am atâta, din ce văd eu. Ok, bun. Hai să sar, aș sări de pe rampă. Mă duc și sar de pe rampă în groapă și vreau să văd ce se întâmplă dacă sar în groapă. Geronimo! Uhu! Uop! Și am ajuns unde sunt. Bă, cred că a cam tunat. A cam tunat puțin cam tare, aș zice eu. Ce-i chestia asta, frate, unde sunt? Seamănă cu o biserică. Sunt într-o biserică. Bă, acolo e o cruce. Bă, sunt în Minecraft, stai puțin. Așa sunt copaci din Minecraft. Sunt frunzele, mă rog, nu copaci, sunt frunzele din Minecraft, e gardul ăla din Minecraft. Bă, sunt în Minecraft, am ajuns, ia uite, o casă din lemn. Dar ce cu biserica asta, bă, uite, e o cruce aici. Deci asta e o biserică, ok, deci este o biserică din Minecraft. O casă. Cu o hartă. Stai puțin, e și o hartă aici. Uite, băi, și o bibliotecă din asta, din Minecraft. Ușile se deschid singure. Bă, deci eu nu cred, sunt în Minecraft, frate. Deci am ajuns? Am ajuns în Minecraft dintr-o dată. Mama mia. Deci eu nu cred asta, că am ajuns în Minecraft, pe bune. Ce cu biserica asta aici? Băi, eu zic să mai inspectez puțin locul, că e prea dubios ce se întâmplă aici. Asta e o apă. Bă, deci e dirt-ul din Minecraft, uitați-vă. Eu îmi iau arma la mine în caz de ceva. Deci îmi pun arma în mână în caz de ceva, frate. Direct trag, nici nu stau pe gânduri. Așa că nu mă mai pot urca. Bă, ceva. Ce mă trage aici? Înăuntru? Bă, deci nici nu mai pot să mă urc, doamne, cu greu m-am ridicat de aici. Doamne ferește. Deci trebuie să ai mare grijă dacă cazi acolo. Dar pare a fi un fel de cimitir, bă, mai degrabă. Zici că... Da, bă, sunt într-un cimitir în Minecraft. Să nu-mi apară cartunchet sau ceva de genul ăsta, că mă ia criza aia mare. Deci pe bune, mă ia criza aia mare dacă apare undeva pe aici. Opa, stai că... Aoleo. Și e închis drumul, uite și torțele, bă. E închis drumul aici, adică gen nu pot să scap de aici. E închis drumul, bă. Bă, mi se pare mie sau au ceva. Auziți și voi? E... Cine e? Bă, am auzit ceva, jur că am auzit ceva. Jur că am auzit ceva din partea asta. Păi e Siren Head, frate! Bă, e Siren Head! E Siren Head, frate! La 4 dimineața vine Siren Head, pe bune? Auziți sirena cum face? Mamă, stai așa că am arma cealaltă la mine. Mamă, deci direct în căpățână îi dau. Aoleo, stai că... Am uitat că eu controlez asta. Deci auziți sirena, bă? Puta, nu moare asta, bă? Mamă, mai bine pun pe arma asta altă, cred. Deci cred că e imun la... Cred că e imun la rachete din alea. Deci fii atent că vrea să vină după mine, bă! Noroc că se mișcă încet. Cred că din cauza... Din cauza... Poate și-a luat un efect din ala de slow din Minecraft. Și de asta cred că se mișcă așa încet. Mă, deci în cimitir la ora 4 dimineața Siren Head, pe bune? Mamă, stai așa că dau cu el. Doamne, trebuie să mă ascund. Nu știu că pot să-l bat, sincer să fiu. Pare că e indestructibil. Se trag la căpățână, oare? Mama mia.
Oare vine să dea în mine? A, nu, nu dă în mine, bă, 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 stai puțin. Bă, cred că... Zice ceva, dar nu știu ce zice. M-a prins, bă! Mi-a dat bucata! Deci m-a omorât, frate! Doamne, am rămas fără... Deci am rămas fără arme. Stai așa că mă duc și îmi fac rost de arme, dacă nu. Mai este aici, Siren Head? Da, mă, e aici, mă. Uite, se tot duce acolo. Ia să-l iau puțin. Vino aici, Siren Head-ule. Mamă, deci fia... Fii atent că nici nu pot să-l trag, bă, se duce la... Îi place apa, bă, frate, bă. Cred că îi place apa sau nu știu. Aoleu, 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 aoleu. Că mă urmărește. Doamne, deci cât de urât e. Stai să pun lumina. Deci uitați-vă și voi. Mă duc aici, mă bag, cred că nu poate să vină în biserică. Cred că nu poate să vină în biserică aici. Și mă duc să caut niște arme. Ok, am găsit arma asta, era chiar aici după asta. Uite aici am, toarne, aici am găsit-o. Ia uite, bă, și scara. Așa. Exact pe aici am găsit-o, era exact aici lângă scara asta era arma. Uite aici jos și nici n-am văzut scara, că m-am băgat repede, am luat arma. Și afară, 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 Siren Head. Uite-l, bă, uite-l, bă. Mamă, uite-l pe urât, bă. Siren Head. De ce ești indestructibil? Bă, deci uite-te, dă-o cu el la 4 dimineața că e indestructibil. Mama mia. Deci, sincer, chiar la asta nu mă așteptam. Mă așteptam să mă întâlnesc chiar cu pisica de sen. Dar aparent m-am întâlnit cu Siren Head. Nu știu cum o să scap eu, pentru că nu știu dacă ați observat, dar este închis. Este închis acolo. Poate trebuie să caut o blopată sau ceva, nu știu, ca să sparg aici. Deci e închisă toată zona asta. Dacă trag, nu se întâmplă nimica. Nu știu cum aș putea să scap de aici, bă, de Siren Head. Singura cale de scăpare este închisă. Cred că va trebui să mă chinu aici să-l omor pe Siren Head. Uite, bă, stai un pic, e o cruce și aici, mă, ce creepy e. Și vine și ăsta să mă urmăre. A, bă, nu e o cruce, Doamne. Jur că se vedea... Uite, de aici se vede ca o cruce, bă. Este un copac. Este un copac și a crezut că e o cruce. Uite, mă, pe urâtul ăsta de Siren Head, mă. Vrea să vină după mine. Deci mi-a dat, ați văzut? S-a dat prietenul meu și când am ajuns acolo mi-a dat direct mare lopată. Dar cum scap eu de el? Asta e întrebarea. Cum scap eu de el? Mamă, ce urât e. Și nici nu mai am arma aia altă, că aia altă n-am mai găsit o armă. Să trag după el cu rachetele. Mamă, mă duc să mă ascund. Mă ascund în biserică. Mă ascund în biserică. Și stau și trag de aici. Mama mia. Deci, utilașilor, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. M-am întâlnit cu Siren Head la ora 4 dimineața. Dacă am intrat în gaură, sunt curios data viitoare unde o să mă mai ducă gaura. Sper că v-a plăcut episodul și dacă mai vreți episod de genul, să nu uitați acolo să-mi scrieți în comentarii. Să rupeți butonul de like, să veniți pe primul link din descriere, pentru că acolo este Trovo, unde fac live-uri zilnice alături de Foxy. Haideți și acolo cu un follow și eu o să rămân aici să mă lupt până mâine, păi mâine, cu o Siren Head ăsta, până când reușesc să scap de aici și să ajung din nou acasă și să intrăm iarăși în gaură, să vedem unde ne duce. Pa, pa!